Licitația organizată la Turbura pentru obiectele fostului CAP a stârnit nemulțumirea sătenilor. Aceștia spun că obiectele au aparținut tuturor și nu e normal să fie vândute pe furiș. Am lucrat aici, am mărat doi boi, car, plug și grape. Așa, și nimic. Unul își băie mie și carul meu. Asta a rămas. Ați dau 2 milioane să mă gând de loc. Car, grape, plug și ce am muncit eu pe 50% pe zi. Un pum de greu și nu știu cât slăi. Și-a venit acum să vă ia... Nu, nimic. Le-a vândut Inculescu cu totul. S-a format comisia făcută tot din ei. Președintele comisiei dă prin protocol jumătate din bunurile CAP-ului subevaluate, dacă veți vedea, v-ați constata că sunt sume minore, cu 1.200.000, le dă camioane, le dă grajduri, le dă cireți de vaș, le dă de toate. Autoproclamații proprietari susțin că nu e nimic necurat în licitație sau în faptul că toate bunurile sunt ale lor. Au fost la licitație. Da, bun, s-a organizat licitația, dar nu trebuia să intre și ei în posesia banilor? Spun că de aceste lucruri au participat. Păi, am încasat banii și nu am încasat banii deja acum. Se face. Încă n-am vândut. Dumneavoastră ați participat la licitație sau ați organizat licitația? Am organizat licitația. Dumneavoastră ați organizat licitația? Comisia, nu eu, președintele de comisie. În regulă. Și dumnealui este cel care a câștigat licitația, da. Spuneți. Dar la ce sumă se ridică valoarea? 86 de milioane. Și primarul din localitate îi susține pe locuitori și spune că noi proprietari nu au respectat profilul asociației înființate. Cu această societate viitorul care a preluat bunurile CAP-ului, iar cetățenii n-au fost în totul de acord așa cu aceste preluări, pentru că ei vreau ca această societate viitorul să se desfășoare o activitate exact cum își desfășura fostul CAP-ul. Că asta a fost practic asta a fost menirea facerii acestei societăți, că a fost o privatizare prin sistemul MEBO. Până se va stabili care sunt proprietarii de drept ai vechiului CAP, nimeni nu mai are voie să înstrăineze vreun bun. Totodată, poliția va demara o anchetă pentru a stabili cui revin bunurile.